Bine ne-am regăsit, sunt astrolog Luminița Ristea și în această filmare voi continua seria despre eclipsa de soare totală în Săgetător din data de 14 decembrie 2020. Această filmare vă va vorbi despre simbolul sabian al eclipsei, foarte interesant, despre cum influențează eclipsa fiecare zodie în parte și, bineînțeles, un mesaj de ghidare. Și, în final, v-am pregătit o propunere de ritual, așa încât stați pe recepție. De asemenea, vă invit să accesați videoclipurile de pe canalul meu de YouTube, Astrologul Luminița Ristea, și să vă abonați apăsând butonul subscribe pentru a fi la curent cu ultimele noutăți. Și nu uitați de concursul nostru, da? Deja am văzut că ați început să răspundeți la concurs, am o rugăminte, da? Dacă se poate, atenție, să mă ascultați. Referitor la concurs, haideți să fim puțin ordonați, să fim puțin organizați. Încă suntem sub vibrația Capricornului, Saturn, știți foarte bine, e la gradul anaretic, la gradul 29 și nu mai suportă orice, da, vrea ca să termine tot ceea ce are de făcut repede și bine. Dar haideți să facem acest lucru organizat în stilul saturnian, cu responsabilitate. Deci toți cei care răspundeți, vă rog să-mi răspundeți 1 și 2. Deci să-mi scrieți răspunsurile 1 și 2. Deci iau în considerare, deci repet încă o dată, iau în considerare răspunsurile la punctul 1 și la punctul 2, la întrebarea 1 și la întrebarea 2. Deci nu am cum să știu dacă este un comentariu sau dacă este un răspuns. Deci aștept răspunsurile voastre aici pe canalul de YouTube. Așa cum v-am spus, nu contează cantitatea, contează calitatea. Încercați să fiți foarte riguroși, să fiți foarte conciși în răspunsurile pe care le dați, dar ele să aibă substanță, fiindcă substanța contează foarte, foarte mult. Aștept răspunsurile voastre, așa cum v-am spus, așa cum v-am comunicat. Nu v-am spus data limită până la care voi primi aceste răspunsuri, ca să am și eu timp să pregătesc și bilețelele, deoarece voi face tragerea în direct la live-ul din data de 14, deci luni 14 decembrie la ora 21, data limită până la care voi lua în considerare considerare răspunsurile voastre. Va fi ziua de 14, deci vă dau timp suficient, dar va fi ora 12. Deci până la prânz la ora 12. Mesajele care vin după ora 12 nu mai am cum să le iau în considerare, fiindcă nu o să mai am timp să le citesc, da? Nu o să mai am timp să le citesc și să pot să trec numele, dacă este cazul, în bilețelele din urnă. De-abia aștept live-ul din data de 14, fiind un live foarte inedit, așa încât aștept răspunsurile voastre, da, aștept răspunsurile voastre, așa cum v-am rugat. Întrebarea 1, întrebarea 2, deci 1 și 2. Este foarte, foarte simplu să fiți organizați și să fiți ordonați, astfel încât să îmi vină și mie ușor să pot să le citesc și să pot să le parcurg. Haideți să revenim din nou la eclipsă. Am spus că această eclipsă este o eclipsă extrem de importantă. În filmarea pe care am făcut-o și deja este postată pe canalul de YouTube, avem toate motivele pentru care să constatăm acest fapt, faptul că este ultima eclipsă din acest an, faptul că încheie un ciclu de 6 eclipse din acest an, faptul că este în mijlocul, să spun așa, unor cicluri planetare, a unor ciclicități care sunt foarte, foarte multe, deci este o perioadă foarte, foarte plină și această eclipsă este
în această perioadă și este și ea potențată, este și ea influențată de celelalte cicluri planetare, faptul că sunt foarte multe aspecte, deci față de eclipsa de lună, eclipsa penumbrială de lună în Gemeni, care a avut loc în data de 30 noiembrie și care nu a avut niciun aspect, această eclipsă este plină de aspecte, din fericire pentru noi, aspectele, majoritatea aspectelor sunt pozitive și totul, să spun așa, este, totul se mișcă în jurul acestei energii de foc, fiindcă avem cinci planete în energie de foc, nu mai spun și nodul sud în această energie de foc a săgetătorului, așa încât avem drive. Avem voință, avem curaj, avem inițiativă, avem tot ce ne trebuie, avem tot ce ne trebuie ca să trăim intens, să trăim intens acest moment și să putem să ne punem intenții pentru perioada următoare, pentru anul următor. Haideți să vedem care este simbolul sabian. Ei, uite, eu am aici... aș vrea să vă arăt, este o carte, da? Este o carte foarte interesantă cu simbolurile sabiene. Este o carte, simbolurile sabiene în astrologie, scrisă de Mark Edmund Jones, unul din, de fapt sunt doi coautori ai acestor simboluri, Mark Edmund Jones și Elsie Wheeler, clarvăzătoarea care a captat aceste mesaje din univers și le-a transmis către Mark Edmund Jones, care le-a notat și a ales aleator anumite bilețele, ca să spun așa, cu gradele și cu zodiile. Deci în această carte, vedeți cât de groasă este, sunt aceste simboluri, mai sunt și alte informații. Aceste simboluri sabiene pot să fie folosite și ele ca o metodă de divinație. Am spus că voi face o filmare despre ele. Uite, o să-mi notez din nou ca să nu uit, poate în vacanța aceasta voi face o filmare despre aceste simboluri. Este un subiect fascinant, este un subiect foarte interesant și haideți să vedem care este mesajul pentru eclipsă. Eclipsa are loc la gradul 23:08, deci 23, gradul 23 și 08 minute. Deci, ținând cont că este gradul 23:08, se ia în considerare gradul 24. Deci, când ne uităm în aceste simboluri sabiele ale lui Mark Edmund Jones, vom lua în considerare următorul grad, de se ia prin rotunjire și se ia în considerare gradul 24. Haideți să vedem cum se numește, ce nume poartă, ce informație poartă acest grad 24. Și acest grad 24 poartă următoarea denumire: o pasăre albastră stând la ușa casei. Deci este mesajul, deci dacă ne gândim o pasăre, da, vedem o pasăre, cum este această pasăre? Este albastră. Albastru ce este? Din cele mai vechi timpuri, dacă căutăm, este culoarea spiritualității, da, este culoarea care ne ajută să ne echilibrăm. Pentru mine este una din culorile mele preferate de foarte, foarte mult timp. Deci avem o pasăre într-un penaj foarte frumos albastru care stă la ușa casei, deci a venit să se odihnească, a venit să ne salute stând la ușa casei, deci traducerea, să spun așa, decodificarea acestui simbol este acela că în această perioadă putem să ne simțim într-o dispoziție bună, într-o dispoziție binevoitoare, într-o dispoziție pozitivă. Suntem în energia săgetătorului și nu avem cum să ne simțim altfel. Efectiv, această pasăre albastră este privită ca un element de șansă, un element de noroc. De fapt, și în această carte, cuvântul cheie pe care Mark Edmund Jones îl spune pentru acest grad, da? Pentru acest grad 24 săgetător, este fortune. Deci, în limba engleză, cuvântul fortune se poate traduce prin noroc.
se poate traduce prin destin, se poate traduce prin soartă, vedeți? Apropo de eclipsă, da? Ce am spus? Că eclipsa este un moment de destin. Și acest moment de destin, cum am spus că mai este eclipsa? Eclipsa este foarte bine aspectată, sunt foarte multe aspecte pozitive, deci se leagă această șansă, această șansă pe care o avem acum. Ce fel de șansă avem? Așa cum spunea Mark Edmund Jones, acest simbol sabian este simbol al eminentei persistențe, a unei recompense, deci un dar, o recompensă, o recunoaștere pe care o primim în activitatea noastră, în experiența noastră, dar în același timp, în contrapartidă, avem și un pericol imediat de a nu vedea, de a nu întâmpina această șansă, acest noroc. Deci, vedeți, întotdeauna există jumătatea plină și jumătatea goală a paharului. Și atunci, ce trebuie să facem ca să putem să vedem această șansă, să putem să ne întâlnim cu această pasăre albastră care stă la ușa casei și cu care putem să o salutăm și putem să o întâmpinăm și putem să fim recunoscătoare că ne transmite acest mesaj. Este nevoie de o conștientizare, o punere în valoare la un alt nivel, da? Dintr-o altă perspectivă a ego-ului, ca o fundație pentru propria împlinire sau pentru capitalizarea oricăror oportunități pe care le avem din viața noastră de zi cu zi. Și este important să fim în alertă, da? Să fim în alertă la semnele, la semnalele prin care lumea ne vorbește, astfel încât dacă nu suntem atenți, am spus, putem rata aceste oportunități. Deci este un moment, conform simbolului sabian, de asemenea și simbolul sabian ne validează faptul că acest moment de eclipsă este un moment de recompensă, este un moment de soartă favorabilă, este un moment de noroc, este un moment în care vom putea să progresăm, vom putea să evoluăm, dar avem și jumătatea cealaltă și este un moment în care putem să nu permitem intrarea fericirii în viața noastră sau intrarea veștilor bune în viața noastră. Deci mi s-a părut foarte interesant, foarte, foarte interesant acest simbol și aș vrea să vă mai prezint care este mesajul cheie din cartea lui Dane Rudyard, o mandala astrologică care a venit și a preluat aceste simboluri sabiene și le-a reinterpretat și pentru acest grad 24 săgetător, mesajul cheie este recompensa ce întâmpină fiecare efort la integrarea într-un mediu social pentru cei care rămân loiali față de propriul sine. Deci aici vorbim și de foarte multă autenticitate, deci vorbim de această echilibrare a ego-ului, da? De folosirea ego-ului într-un mod constructiv, astfel încât să știm cine suntem, să știm cine suntem în pielea noastră, să putem să fim verticali, să putem să fim centrați pe noi, dar în același timp să fim atenți la ceilalți, să fim atenți la mesajele pe care le primim și să vedem și să întâmpinăm, da? Să vedem și să întâmpinăm aceste momente de șansă care apar în viața noastră. Ele apar, știți cum e, trenul vine în gară, dacă avem bilet de urcăm, dacă nu, rămânem în stație. Mi-aduc aminte, nu știu, poate v-am mai spus, dar pe mine m-a, nu știu, când am citit a fost fabulos și, nu știu, îmi venea să plâng, îmi venea să râd, nici nu știam cum să interpretez. Era o novelă, Proștii de Rebreanu, da? Era vorba de parcă doi țărani care s-au sculat de la ora 4 să ajungă la gară, să, nu știu, nu mai țin minte efectiv, dar până la urmă, cu toate că s-au sculat, cu toate că au făcut eforturi să ajungă, tot n-au prins trenul. Așa încât, haideți să vedem ce facem acum, în acest moment de eclipsă? Ce faceți fiecare din voi astfel încât să beneficiați de acest cuvânt cheie, de această șansă, de acest noroc, de acest destin, această pasăre albastră
care este la ușa voastră, da, este în fața ușii voastre și o vedeți sau nu o vedeți? Mai departe, haideți să vedem cum este fiecare zodie influențată de eclipsă. Și aici vom face o combinație, vom vorbi despre fiecare zodie în parte și după aceea vom extrage și câte o carte de tarot de data aceasta. Bineînțeles, ținând cont că este acest moment foarte puternic, am folosit artileria grea, da? Și folosesc acest Greenwood Tarot. Este unul din cele mai puternice, să spun așa, seturi de tarot pe care eu l-am. Este foarte sugestiv, da? Foarte, foarte simbolic și în același timp, nu știu, mesajele pe care le-am primit în etalările pe care le-am făcut au fost foarte directe, deci la țintă, fără niciun fel de dubiu. Și haideți să începem cu zodia berbei, cu prima zodie și să vedem berbecii. Berbecii, cum vor fi ei afectați de această eclipsă. Țin să menționez, înainte de a începe aceste prezentarea pentru fiecare zodie în parte, această prezentare este o prezentare generală, deci cum vor fi impactate fiecare din zodii la modul general. Separat puteți să mergeți și voi, vă duceți în harta voastră natală, vă uitați și vedeți în ce casă aveți săgetătorul și atunci vedeți care este acest impact specific, care este domeniul specific, dar s-ar putea ca ele să coincidă, ceea ce dă o putere mai mare. S-ar putea ca să fie diferite, dar în acest caz s-ar putea să aveți două teme sau s-ar putea ca ele să se îmbine, dar numai voi știți, fiecare din voi știți în funcție de marcajele pe care le aveți în harta natală. Haideți să începem cu berbecul. Am spus că berbecul va fi influențat de această eclipsă în tot ceea ce ține de credință, în tot ceea ce ține de înțelepciune, în tot ceea ce ține de această dorință de a explora, dorință de a căuta. Deci s-ar putea ca berbecii să își mai reanalizeze credințele, da, convingerile pe care le au, sau s-ar putea să le schimbe brusc, cum fac ei așa, da? S-ar putea să realizeze în acest moment, în acest moment de iluminare, în acest moment al eclipsei, să realizeze că convingerile lor poate au fost dogmatice, convingerile lor nu-i mai coafează, da? Nu mai sunt ceea ce au ei nevoie. Sau credințele lor, în ce au crezut ei până acum? Poate au crezut sau și-au dat puterea personală în niște mentori, în niște profesori, în niște persoane din familie, oameni dragi pe care i-au pus pe un piedestal. Deci au avut aceste credințe și acum, brusc, acest moment de iluminare vine și îi face să schimbe totul, da? Să schimbe totul. Deci impactul major pentru berbeci va fi în această zonă. Deci în ce cred eu? Care sunt credințele mele? Mai corespund credințele mele cu ceea ce simt eu cu adevărat? Convingerile mele sunt aceleași? Sau gândesc cu totul și cu totul altfel? De ce? Fiindcă sunt sigură că acest tranzit al lui Marte retrograd prin zodia lor acasă le-a adus berbecilor mult mai multă înțelepciune și atunci această înțelepciune își va spune cuvântul acum și de-abia acum vor începe să se culeagă aceste roade. Și de asemenea, berbecii vor explora poate mai mult, da? Vor căuta mai mult ceea ce lor le pasă, le place foarte, le pasă, da? Le pasă de acest lucru, dar le și place. Berbecii știți că sunt denumiți pionierii zodiacului, exploratorii zodiacului și atunci vor explora noi domenii. Deci vedeți cât de importantă este această eclipsă pentru berbeci. Și haideți să vedem acum care este mesajul pe care acest Greenwood Tarot îl oferă pentru zodia berbec. Mesajul general, deci cartea de tarot care efectiv
îi amprentează cu această energie, este amprentată de această energie specială, dar le dă un mesaj personal berbecilor. Și s-ar putea ca acest mesaj personal pe care îl primiți, dragi berbeci, să nu rezoneze cu voi, să nu îl înțelegeți acum. Vă recomand să-l notați. Vă recomand să-l notați, fiindcă, așa cum am spus, eclipsa are o manifestare până la 6 luni. Și în cele 6 luni s-ar putea să vă schimbați convingerile, da? S-ar putea să vedeți lucrurile cu totul și cu totul altfel. Și haideți să vedem care este mesajul pentru berbeci, da, vedeți aici pe ecran, este un mesaj foarte frumos, sunt doi reni, da, doi reni care simbolizează regele de cupe. Deci, dragi berbeci, cartea pentru voi este regele de cupe, și avem mesajul reindeer, adică reni. Mesajul pe care îl primiți, dragi berbeci, este regele de cupe, da? Dacă vorbim despre cupe, vorbim despre foarte multă emoție. Deci atenție, dragi berbeci, atenție la cum vă gestionați zona aceasta emoțională. Vedeți că avem aici o pereche de reni, da? Reindeer. Avem o pereche de reni, un mascul și o femelă, ambii au coarne. În același timp sunt niște ciuperci aici, ciuperci otrăvitoare, sunt roșii. Și se pare că atât masculul cât și femela că au gustat din aceste ciuperci otrăvitoare și acum miros, este un foc aici și miros acest fum care iese din acest foc, nu știu ce este, ce substanțe, da? ce este în acest foc, dar mesajul ar fi să fiți atenți la emoții, cum vă gestionați emoțiile, să fiți atenți la adicții, da, apropo de aceste ciuperci, să fiți atenți în zona relațională, da, vorbim de relații, vorbim de dominarea, de dominarea pe care fiecare din parteneri poate vrea să o aibă într-o relație, modalitatea de a conduce aceste coarne, vedeți, atât masculul cât și femeia practic stau coarne în coarne. Acum sunt pe poziții de putere, deci este vorba în cazul vostru de o poziție de putere pe care ar fi bine să vedeți cum o gestionați, da? Cum o gestionați și atenție, nu uitați, atenție la emoții, fiindcă emoțiile sunt foarte importante. Am ajuns la Tauri. Haideți să vedem pentru zodia Taur cum este influențată zodia Taur, persoanele din zodia Taur, de această eclipsă. Și persoanele din zodia Taur vor fi influențate în domeniul financiar, deci în tot ceea ce ține de zona aceasta a finanțelor, în tot ceea ce ține de finanțele partenerului și în tot ceea ce ține de domeniul acesta ocult, ezoteric și, nu în ultimul rând, vorbim despre transformare, schimbare, reînnoire. Deci, dragi tauri, această eclipsă este un moment favorabil să vă revizuiți, ca să spun așa, să vă revizuiți planurile voastre financiare. Puteți să luați noi decizii, noi intenții, să vă setați noi intenții legate de această zonă a finanțelor. Cum vă gestionați finanțele, obligațiile financiare și aici intră foarte, foarte multe lucruri. Dacă aveți credite, dacă aveți împrumuturi, puteți să luați inițiativă, să vă puneți intenția ca să optimizați, să eficientizați acest credit, acest împrumut, să îl rescadențați, să apelați la altă bancă cu alte condiții mai avantajoase. Deci sunt foarte, foarte multe opțiuni. De asemenea, nu uitați zona aceasta de impozite, taxe, tot ceea ce ține de investițiile financiare, poate vă puneți în intenție să dați drumul, da? Să demarați o afacere în asociere cu parteneri. Puteți să
puteți să gestionați acum, în această perioadă, probleme legate de finanțele partenerului, poate un eventual partaj, decizia de a iniția un eventual partaj într-un divorț, sau folosirea banilor partenerului într-o investiție. De asemenea, puteți să luați inițiativă să apelați la un psiholog, da? Un psiholog care să vă ajute, să vă ajute în acest proces de evoluție, sau să începeți voi pe cont propriu, de exemplu, să începeți studiul astrologiei, să începeți studiul tarotului, tot ceea ce ține de zona aceasta ocultă, ezoterică, astfel încât procesul acesta de transformare, de schimbare, să fie să fie foarte, foarte pregnant acum, da, și să fie să vă ajute să faceți un alt salt. Și cartea Oracol pentru voi, dragi tauri. Cartea Oracol pentru voi este Morning. Vedeți aici, apropo de, vorbeam de moarte și renaștere, vorbeam de transformare. Acest doliu, da, această tristețe, vedeți aici parcă vorbim despre un ritual, da, niște elemente ritualice care sunt prezentate în această carte referitoare la acest doliu. Și mai puteți să vă mai conectați și la acest timp de a onora pe cei plecați, da, de a onora pe cei plecați, de a învăța poate lecții, de a da drumul, de a vă elibera, da? Oferind mulțumiri pentru ceea ce s-a întâmplat. Deci este foarte interesantă această carte pentru voi. Aveți treabă, da? Aveți treabă, mai ales că taurii sunt destul de conservatori, destul de încăpățânați și e mai dificil pentru ei să dea drumul, da? Să se elibereze. Următoarea zodie este vorba de gemeni. La gemeni totul este foarte simplu. În cazul gemenilor, manifestarea eclipsei va avea loc în domeniul parteneriatelor, tot ceea ce ține de relațiile parteneriale, adică tot ceea ce ține de discuții, tot ceea ce ține de întâlniri, tot ceea ce ține de temele pe care le aveți cu partenerul de cuplu, partenerul de viață sau cu partenerii de afaceri. Contează foarte mult aici intențiile pe care o să vi le setați pentru perioada următoare. Aici probabil că în ce fel de relație sunteți legată de partener, și atunci aceste intenții vor fi setate în mod corespunzător, ținând cont de momentul relației în care sunteți cu partenerul și ținând cont de problemele pe care le aveți în această relație cu partenerul. Oricum, pentru voi, dragi gemeni, este o temă foarte importantă, această temă legată de parteneriate. Și este bine să o tratați cu maximum de seriozitate și să vă iluminați, ca să spun așa, cu ocazia acestei eclipse. Să fiți foarte, foarte atenți la mesajele, la mesajele pe care le primiți, la mesajele pe care vi le transmite partenerul, deoarece în spatele mesajelor pot să fie niște adevăruri pe care până acum nu le-ați văzut. Și cartea Oracol pentru voi, da, este o altă arcană majoră foarte, foarte frumoasă, așa numitul Green Man. Cartea pentru voi este o arcană majoră, de aceea este o arcană foarte importantă și simbolizează în tarotul clasic. Green Man este corespunzător împăratului, este acea
acea forță masculină, acea forță care ne dă stabilitate. Aici avem foarte mult soare, foarte multă, vorbind iar din nou despre săgetător, foarte mult soare, foarte multă căldură. Chiar aici, nu știu dacă vedeți, o să vedeți pe ecran în spatele acestei cărți, în depărtare, chiar este o pereche, este un bărbat și o femeie. Și în același timp, avem și un măr aici, da? Mărul Evei poate. Mărul Evei poate, e vorba de ispita, de ispită. Când vorbim despre Green Man, vorbim despre puterea masculină, vorbim despre modalitatea aceasta de a fi foarte direct. Vorbim despre parteneriate, poate a fi foarte direct în relația cu partenerul și a fi foarte echilibrat, fiindcă Împăratul este o carte care ne dă foarte mult echilibru. Racii. Haideți să vedem racii, cum sunt ei influențați de această eclipsă. Racii sunt influențați în tot ceea ce ține de rutina zilnică, da? De activitățile repetitive pe care ei le fac zi de zi, de tot ceea ce ține de serviciu, poate, de sănătate. Deci acestea ar fi domeniile marcante. Deci, în primul rând, ținând cont că avem o eclipsă, ei pot să vadă ce nu merge bine, da, să aibă acest moment de iluminare, ce nu merge bine în rutina zilnică, ce trebuie schimbat, poate sunt lucruri care sunt ineficiente și atunci pot să inițieze, da? Pot să aibă această inițiativă și să-și schimbe rutina, da? Să facă, poate să facă niște schimbări, poate chiar să schimbe rutina cu totul, astfel încât să fie mult mai eficient, să facă lucrurile într-un timp mai scurt, să aibă mai mult timp pentru ei. În același timp, legat de serviciu, la fel, și la serviciu, în zona serviciului, racii pot să aibă inițiative. Pot să vadă lucruri care nu merg bine și atunci găsesc căi de a face lucrurile mai bine, mai ușor, mai eficient. Apropo de muncă, vorbim de eficiență, vorbim de productivitate, da? Deci pot să fac acest lucru legat de sănătate de asemenea. Și aici putem să vorbim de dietă, putem să vorbim de un stil de viață sănătos, putem să vorbim de noi începuturi legate de abordarea aceasta a problemelor de sănătate. Dar poate avem niște probleme de sănătate și decidem că abordarea pe care am avut-o până acum, rezultatele la tratamentele pe care le-am avut nu au fost foarte bune și fie schimbați, vă schimbați doctorul, fie vă schimbați medicația, fie puteți să vă schimbați, folosiți și tratamente alternative. Deci pot să fie intenții care sunt legate și de această zonă de sănătate. Și mesajul pentru voi, dragi raci, mesajul de la acest set Greenwood Tarot. Mesajul pentru raci este vindecare. Da? Vorbeam despre sănătate și a venit acest mesaj, este Seven of Stones, este acel șapte de, cum e în tarotul clasic, acel șapte de monede, aici este șapte de pietre, sunt șapte pietre aici, vedeți? Deci avem această persoană, acest vrac, acest vindecător care este prezent aici în acest desen. Și de asemenea, această carte vă indică faptul că după o stare de boală, după o stare în care poate nu v-ați simțit foarte bine, aveți nevoie și de odihnă, aveți nevoie de relaxare și este nevoie să aveți liniște, pace sufletească, astfel încât vindecarea să vină din aceste surse spirituale. Dragi lei, cum se manifestă eclipsa pentru voi? Pentru voi eclipsa este o binecuvântare, ca să spun așa.
Am și spus că zodiile de foc, berbecii, leii, săgetătorii sunt favorizați de această eclipsă, deoarece sunt în aceeași energie de foc a eclipsei. Și eclipsa se va manifesta în domeniul legat de iubire, copilul interior, copiii, relația cu copiii, tot ceea ce ține de creativitate, tot ceea ce ține de strălucire. Deci sunt multe teme aici. În primul rând, poate vă decideți să luați niște inițiative legate de voi, în primul rând. Și întrebarea ar fi cum mă iubesc eu, cum apreciez eu viața, cum strălucesc eu în viața mea și să vă răspundeți la această întrebare și să vedeți dacă nu este cazul să vă puneți niște intenții. De asemenea, legat de copii, da, poate nu aveți copii, poate sunteți într-o relație, nu aveți copii și vă doriți copii, poate să fie un moment de a vă seta o intenție legată de copii. Legat de creativitate, manifestarea creativității, noi hobby-uri creative. Vă apucați de lucruri care poate au stat acolo latent, ați fost activ când erați copii și acum le-ați uitat, le-ați abandonat și acum vă puteți seta intenția să le preluați, să le reluați din nou și să activați în această zonă, să vă reactivați creativitatea. Deci este această energie a eclipsei, este în ton cu energia voastră de foc, cu energia voastră de iubire, cu energia voastră de conectare la chakra inimii, ceea ce face, să spun așa, mai suportabilă această eclipsă. Și în același timp vă poate da acea iluminare și acel ajutor de care aveți nevoie. Și cartea Oracol din acest set de Greenwood Tarot, pentru voi, dragi lei, cartea Oracol este dedicație, deci este nouă de săgeți, da? Acest nouă de săgeți este o carte care vă conectează la tot ceea ce ține de comunicare, la tot ceea ce ține de gândire. Aici ce avem? Avem un războinic, un războinic spiritual, vedeți, care are un arc de săgeți, are foarte multe săgeți și își dedică aceste săgeți ale inspirațiilor, da? le dedică pentru a cânta efectiv la acest instrument. Deci este un arc, dar în același timp este și un instrument la care cântă. Vorbeam despre creativitate, da? Vorbeam despre manifestarea acestor daruri artistice pe care le avem. Și, într-adevăr, este această carte dedicație. Vă creează această legătură, această conectare, în special cu această zonă de creativitate, adică să vă dedicați, să faceți, să manifestați tot ceea ce aveți în voi, tot ceea ce știți să faceți mai bine. Haideți să vedem, dragi fecioare, care este domeniul de viață în care eclipsa se va manifesta în cazul vostru. Și în cazul vostru vorbim despre familie, vorbim despre relațiile de familie, vorbim despre casă. Viața imobiliară merge foarte bine, duduie, da? Atenție, fiindcă eclipsa poate să vă dea schimb, să vă indice o serie de schimbări pe care puteți să le faceți, lucruri noi, inițiative. Poate luați inițiativa să vă mutați, da? Poate luați inițiativa să vă relocați dintr-un loc, dintr-o casă, dintr-un apartament într-o casă, dintr-o localitate în altă localitate, dintr-un județ în alt județ sau poate dintr-o țară în altă țară. Deci eclipsele pot să dea astfel de decizii foarte, foarte importante pe care acum sunteți în măsură să le luați, lucruri la care poate nici nu v-ați fi gândit, dar ele vin și vă hotărâți. De asemenea, legat de relațiile de familie, poate e un nou început în modul în care vedeți acum această iluminare a eclipsei, vedeți ce v-a lipsit,
în relaționarea cu cei dragi. Vedeți ce a fost toxic în această relaționare, ce nu v-a făcut bine. De asemenea, legat de casă, puteți să stabiliți lucruri noi, de exemplu, să vă apucați să decideți să inițiați renovarea unei case sau un nou design al unei case. Sau dacă sunteți în zona aceasta de afaceri imobiliare, noi începuturi, da? Poate vă deschideți o firmă de imobiliare. Și mesajul este 2-2 de bâte. Da, este un mesaj foarte clar. Cartea se numește Decizie. Deci, vedeți, această persoană trebuie să facă o alegere către care din cele două bâte se îndreaptă. Și s-ar putea și voi, vorbind, așa cum v-am spus, vorbind despre familie, despre casă, să fiți nevoiți să faceți niște alegeri. Da? Să fiți nevoiți să faceți niște alegeri legate de unde veți locui, cum veți renova casa, ce apartament să cumpărați sau ce investiție imobiliară să faceți. Da, este foarte, să spun așa, este foarte adecvată carte. Deci, ce pot să vă spun decât să fiți înțelepți atunci când faceți alegeri și să vă asumați aceste alegeri. Întotdeauna, cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem atunci când alegem este să ne asumăm cu responsabilitate opțiunea pe care am ales-o. Indiferent de ce se întâmplă, indiferent de consecințe, indiferent de rezultate, dacă ne asumăm această alegere, nu o să suferim, da? nu o să regretăm, nu o să ne victimizăm și atunci o să fie totul mult, mult mai ușor. Dragi balanțe, haideți să vedem care este influența pe care această eclipsă o are în cazul vostru, care este domeniul de viață care este afectat și, bineînțeles, vorbim despre balanțe, vorbim despre comunicare. Deci, din nou, balanța, știți că este o zodie de aer, o zodie care îi place foarte, foarte mult să comunice. Deci vorbim despre comunicare în cazul balanțelor, vorbim despre călătoriile scurte, deci pe distanțe scurte, vorbim despre a accesa noi cursuri și vorbim despre relațiile cu rudele apropiate. E vorba de frați, e vorba de surori, e vorba de verișori sau e vorba de vecini. Cu această ocazie puteți să vă revizuiți tonul comunicării și să luați inițiative. De exemplu, să luați inițiativă să mergeți la un curs nou. Să luați inițiativă, de exemplu, să vă exprimați, da? Să mergeți în fața oamenilor ca un public speaker, să vorbiți în fața oamenilor. Să vă cumpărați poate o agendă sau un jurnal personal pentru anul viitor, anul 2021, în care să vă scrieți momentele, să vă marcați și să vă notați cele mai importante momente pe care le aveți. Puteți să faceți călătorii scurte, da? Puteți să, acum să fiți mai activi decât înainte, cu toate că timpul, vremea este vreme de iarnă, este zăpadă, e mai dificil de călătorit, plus că mai e și această, mai sunt orașele, satele, comunele care sunt carantinate și unde trebuie să fiți atenți cu acele declarații, sau mai puteți să mai aveți o altă abordare, da? în relația cu rudele voastre foarte apropiate, e vorba de frați, e vorba de surori, e vorba de verișori, e vorba de vecini, puteți să aveți inițiative, deci lucruri noi pe care să le faceți, sau în același timp puteți să puneți lucrurile la punct acolo unde ele sunt debalansate. Haideți să vedem care este cartea de tarot pentru voi, cu mesajul pentru voi. Și mesajul pentru voi este o arcană majoră și anume este vorba despre Hermit. Da, este arcana înțelepciunii,
Este arcana șamanului, este arcana maestrului, da? Vorbeam despre cursuri, da? Vorbeam despre comunicare. Ei bine, acest hermit poate să vă dea mesajul că aveți nevoie și de momente de interiorizare, aveți nevoie de momente în care trebuie să fiți cu voi. Trebuie să cercetați, aveți timp pentru voi, să căutați, vedeți hermitul cu acest felinar care el caută adevărul, caută înțelepciunea, caută mesajele pe care dorește să le primească. Deci aveți nevoie de această perioadă, poate în următoarea perioadă să fiți și cu voi, deci să vă faceți timp și pentru voi. Acest hermit, fiind un profesor, fiind, așa cum am spus, un maestru, poate este cazul să vă găsiți un maestru, un maestru care să vă ghideze în orice vreți să faceți, în cursurile voastre, să accesați un curs în care să găsiți un maestru de care aveți nevoie și vedeți în această carte, este această ușă care este închisă, fiți curioși și aveți curajul să mergeți mai departe atunci când vă căutați răspunsuri. Următoarea zodie este Scorpion, da? În cazul Scorpionului avem o temă interesantă a eclipsei pentru Scorpion. Și această temă este legată de valoarea personală, este legată de stima de sine, este legată de tot ceea ce ține de partea aceasta materială, bani, posesiuni, da? Tot ceea ce ține de zona aceasta materială. Deci, dragi scorpioni, ce puteți să faceți? Această eclipsă, într-adevăr, vă va ilumina și atunci poate se va aprinde acel beculeț, da, acel flash în care veți realiza poate că vreți mai mult. Vreți mai mult de la voi sau vreți să câștigați mai mult, aveți nevoie de mai mulți bani. Și atunci vă puneți intenții, cum să faceți acest lucru, da? Fie puteți să vă mai angajați la un alt job, să lucrați și altceva. Fie puteți să vedeți cum sunteți apreciați la acest loc de muncă, de unde vă câștigați banii și cum puteți, dacă există modalități de a crește, da? De a crește, de a câștiga bani mai mulți, de a munci mai mult. Și nu în ultimul rând, totul se conectează la valoarea voastră personală, la stima de sine. Puneți-vă întrebări cum este poziționată această stimă de sine, la ce nivel este, de la 0 la 10, da? Pe ce scară este această stimă de sine? Ce intenții puteți să vă puneți astfel încât să puteți să vă valorizați cu totul și cu totul altfel? Deoarece tot ceea ce ține de partea aceasta interioară, de modul în care vă valorizați, stima de sine, dacă vă rezolvați această problemă, dacă o gestionați, atunci puteți foarte ușor să și câștigați bani mai mulți dacă aveți nevoie. Deci o temă interesantă, mai ales că Scorpionul este pe axa financiară, deci nu este o temă care este necunoscută, dar e de lucru în acest domeniu. Haideți să vedem care este cartea de tarot pentru Scorpion din Greenwood Tarot. Și cartea pentru Scorpion este recoltă, deci 6 de bâte, da? Deci este o carte care este o carte de foc, deci este în această energie de foc și poate este timpul pentru voi, dragi scorpioni, este timpul să culegeți recolta, da? Ați făcut eforturi și este acest moment de a accepta aceste daruri și puteți să vă puneți intenții pentru noi inițiative, pentru noi teme legate de zona aceasta, de valoare personală, legată de serviciu, legată de
talentele pe care le aveți și de banii, resursele financiare pe care doriți să le câștigați. Deci, o carte foarte frumoasă pentru voi, dragi scorpioni. Haideți să vedem vedetele noastre, săgetătorii, dragi săgetători, încă o dată la mulți ani tuturor celor care își aniversează ziua de naștere în preajma acestei eclipse. Am spus că contează foarte mult persoanele care au ziua de naștere 2-3 zile, 2 zile înainte, 2 zile după eclipsă, cele care au în ziua eclipsei, deci foarte, foarte impactați de această eclipsă și acest lucru este important pentru ei, deoarece anul următor va fi un an deosebit, va fi un an de transformări, de schimbări majore și am mai spus, repet, vă recomand să vă faceți harta Revoluției Solare, dragi săgetători care aveți aceste aniversări în apropiere, în preajma eclipsei pentru a vedea anul viitor, anul aniversar, Revoluția voastră solară, deci anul următor aniversar, cum, la ce să vă așteptați, da? Care sunt domeniile de viață pe care veți pune focusul, va fi atenția voastră îndreptată ca să fiți pregătiți, să nu spuneți că nu ați fost pregătiți și că de ce mi se întâmplă mie lucrurile acestea, da? Și care este domeniul unde se manifestă eclipsa pentru voi, dragi săgetători? Eclipsa se manifestă în zona aceasta de sănătate, vitalitatea corpului fizic, prezența voastră fizică, cum sunteți văzuți de ceilalți și zona aceasta de a vă identifica, ca persoană în relația cu ceilalți. Deci, acum, cu ocazia eclipsei, intențiile pe care puteți să vi le puneți, la fel sunt legate de un stil de viață sănătos, de o altă abordare legată de corpul fizic, de, în general, de starea voastră de sănătate. Nu mai spun că pot să fie intenții de a vă schimba, da? de a vă schimba nu numai look-ul personal, de exemplu, puteți să vă schimbați coafiura, puteți să vă schimbați culoarea unghiilor, da? Puteți să vă duceți la magazin să vă cumpărați haine, să vă faceți un cadou de ziua voastră, da? să vă schimbați stilul de a vă îmbrăca, dar nu este vorba numai de acest lucru, este vorba și de toate aceste schimbări, intenții legate de relaționarea voastră cu ceilalți, da? Și atunci aici pot să apară diferite intenții legate de diferite planuri pe care le aveți în relația cu ceilalți, de diferite modalități de a comunica cu ceilalți, modul în care vedeți lumea, deci pot să apară iluminări, da? În mod sigur, fiindcă aici este nodul sud, voi săgetătorii în următorul an veți avea nodul sud pe zodia voastră, da? Și va veni cu lecții karmice, va veni cu foarte multe teme, așa încât fiți atenți, fiți prezenți, ascultați mesajele ca să știți ce aveți de făcut. Și mesajul pentru voi, dragi săgetători, este Green Woman, da, deci am avut Green Man, acum avem și Green Woman, această putere feminină. Green Woman este simbolul, tot o arcană majoră, nu se putea pentru săgetător decât să avem o arcană majoră, da? Este simbolul împărătesei și aici împărăteasa vine la pachet cu foarte multă conectare la energia feminină, cu foarte multă conectare la prosperitate, cu foarte multă conectare la comunicarea cu ceilalți și la comunicarea cu Green Man, da? La comunicarea cu împăratul. Deci aveți aici, aveți puterea dragonului, vedeți aici, este un dragon care vă ajută, un dragon care vă ghidează și el vă va da foarte multă putere și
foarte mult, foarte mult verde, da? Foarte mult verde, este și Greenwood Tarot, deci el este un tarot, cum am spus, șamanic și avem această conectare cu energia aceasta a verdelui și în același timp cu energia naturii, cu energia mamei pământ despre care vom mai vorbi mai departe. Următoarea zodie, zodia Capricorn, care este domeniul influențat de eclipsă pentru voi, dragi Capricorn, este un domeniu destul de spiritual, destul de ezoteric. În fine, voi nu sunteți foarte, foarte conectați așa la prima vedere, fiindcă în interiorul vostru sunteți foarte conectați și foarte responsabili cu această zonă spirituală, ezoterică, dar veți fi mult mai conectați la tot ceea ce reprezintă visele, subconștientul, imaginația și introspecția. Și acum, cu ocazia acestei eclipse, vă dați seama, eclipsa aceasta, în clipa în care suntem în întuneric, puteți să visați, da? Puteți să vă imaginați, puteți să vedeți, să conștientizați lucruri noi care vă vin tocmai din aceste mesaje, din aceste lucruri mult mai spirituale pe care poate nu le-ați accesat până acum. Conectarea voastră cu spiritul vostru va fi un întreg proces legat de această eclipsă pentru voi, dragi Capricorni, un proces interior, și atunci și voi, ca de fapt toate zodiile, fiți prezenți în acest proces, da? Fiți prezenți și nu ezitați să vă conectați la imaginația voastră, nu ezitați să vă conectați la intuiția voastră, da? Și atunci veți putea să vă setați intențiile viitoare, fiindcă acum este momentul să lucrați, să puneți, să spun așa, piatra de temelie pentru noi proiecte, dar aceste noi proiecte le visați, da? Ele sunt în subconștientul vostru, ele sunt în imaginația voastră. Acest moment de lună nouă și amprentată cu axa destinului, deci eclipsa aceasta, vă ajută să vă iluminați și să vedeți ce proiecte, Capricornul este pus pe treabă, da? Ce noi proiecte puteți să inițiați. Acum puteți să aveți acele viziuni, acele momente de aha, da, uite, asta trebuie să fac. Ceea ce este foarte, foarte bine pentru voi. Și cartea de tarot pentru voi, dragi Capricorn, este cartea de tarot este și la voi, este 9 de săgeți, adică dedicație, da, este vorba de această energie de foc, această conectare, conectați-vă la energia săgetătorului, chiar dacă este o zodie imediat lângă voi, da, și nu o simțiți, este foarte diferită de zodia voastră, conectați-vă la energia săgetătorului, conectați-vă la acest foc al săgetătorului și conectați-vă la toate aceste ritualuri pe care puteți să le faceți acum, da, pentru a putea să descoperiți lucruri ascunse, creativitate din interiorul vostru, da? Din subconștientul vostru, din această zonă în care introspecția este la ea acasă. Da, interesant. Următoarea zodie este zodia Vărsător, zodia de o altă zodie vedetă, da, pentru următoarea perioadă, și Vărsătorii vor fi, să spun așa, se vor focaliza, vor pune reflectorul cu ocazia acestei eclipse pe un domeniu foarte, foarte, să spun așa, pe care îl cunosc foarte bine, este acel domeniu legat de relațiile cu prietenii, legat de relațiile cu asociații, cu persoanele din grupurile din care fac parte și să nu uităm cu planurile lor de viitor. Deci acum, dragi Vărsători, vă puneți noi intenții legate de poate de
relațiile cu prietenii, da? Ce doriți să faceți nou în relația cu prietenii voștri? Poate doriți să vă lărgiți cercul de prieteni, poate doriți să aveți noi prieteni, noi oameni cu care să interacționați, noi oameni din grupuri, din grupuri noi, deci puneți-vă intențiile, fiindcă această eclipsă vă va ajuta, da? Vă va ajuta să puteți să faceți acest lucru. De asemenea, nu uitați aspirațiile voastre, nu uitați visele voastre, nu uitați planurile voastre de viitor, deoarece, normal, acum eclipsa vă dă acel moment de introspecție și pentru voi să vedeți lucrurile poate dintr-o altă perspectivă, vă dă acel moment de iluminare și puteți să vă setați, da, să vă setați noi intenții legate de aceste planuri de viitor. Și cartea de tarot pentru voi, dragi vărsători, este Queen of Stones, deci regina de pietre, adică regina de monede. Și aici este o ursoaică cu un ursuleț, da? Se pare că stau aici foarte, foarte liniștiți după ce au savurat împreună masa, deci mama a avut grijă de puiul ei, da? De puișorul ei și aici putem să vedem această conexiune, da? Între mamă, da, și pui. Și pentru voi mesajul acesta este, vorbind despre un urs, da, vorbind despre această energie a materiei, vorbim despre putere, da, despre putere și protecție. Deci aveți putere și aveți protecție de a vă aduce la îndeplinire intențiile pe care vi le puneți. Într-adevăr, putere și protecție, vă pregătiți, dragi vărsători, de marele eveniment, de regalul acesta al conjuncției planetare Jupiter-Saturn și, într-adevăr, în perioada următoare veți beneficia de această putere și protecție. Deci un mesaj foarte, foarte bun pentru voi, foarte adecvat pentru voi. Și ultima zodie, peștii, manifestarea eclipsei va avea loc în zona de carieră, da? În zona de carieră, statut social, zona aceasta de afirmare socială, ambiții, responsabilitate. Dragi pești, ce intenții puteți să vă puneți? Să vă puneți intenții legate de o nouă abordare în carieră sau de noi ambiții, da? Puteți să vedeți ce schimbări puteți să faceți, da? Deci toate aceste intenții pe care vi le puneți sunt legate, în primul rând, de dorințele voastre, de sunt în conexiune cu dorințele voastre. Ce doriți să reinventați? Ce doriți să faceți nou? Ce doriți să faceți cu totul și cu totul altfel? Ce ambiții noi doriți să vă manifestați? La ce statut social doriți să accedeți? Și atunci vă puneți în mod corespunzător aceste intenții. Și cartea de tarot corespunzătoare pentru voi, dragi peștișori, este următoarea. Wow, este respect, este 9 de bâte, deci vedeți aici este omul verde, da, omul verde, omul pădurilor, da, cu aceste bâte, cu această bâtă, da, vedeți, mai are și celelalte bâte în spate. Chiar este o carte interesantă legată de domeniul în care este eclipsa. Eu mi-aș pune întrebarea văzând această carte, mai ales că și eu sunt pește. Cum câștig eu autoritatea? Cum câștig respectul celorlalți? Cum pot să mă ridic? Cum pot să evoluez? Cum pot să fiu recunoscută de ceilalți? Da? Și aici avem mai multe modalități. Este această persoană cu bâta în mână. Da? Cum facem acest lucru? Facem prin acțiune, deci putem să facem acest lucru activ,
prin acțiune, dar putem să facem să se întâmple acest lucru și foarte agresiv, călcând peste cadavre, da? Dând cu bâta în stânga și în dreapta. Deci, atenție, este și un mesaj pentru voi din ceea ce simt eu aici. Este și un mesaj, dragi peștișori, un mesaj de atenționare și să ne uităm la acest om, acest om care are, are niște pene în cap, ele sunt ca niște antene, da? Ca niște antene de conectare, de conectare mai sus, da, la, mai sus unde peștișorii știu foarte bine să se conecteze, așa încât vă recomand să vă conectați la intuiția voastră și să vedeți ce este mai bine pentru voi. Nu neapărat de dragul de a, de a îndeplini un anumit target, de a vă manifesta, de a fi recunoscuți, de a avea un statut social, da, trebuie să, să dai cu bâta în stânga și în dreapta. De văzut abordarea, modul de abordare și ceea ce doriți până la urmă, fiindcă nouă de bâte este și o carte de foc, din nouă carte de foc, am avut multe bâte în, în, această, în această etalare, o carte de foc care vă dă energie. Cum vă folosiți această energie? Cum vă investiți această, această energie? Acestea au fost, mesajele pe care le-ați primit de la cărțile Oracol împreună cu interpretarea din punct de vedere astrologic a influenței eclipsei pentru fiecare zodie în parte și să trecem la ultimul punct. La ultimul punct, dar nu cel din urmă, foarte important, și anume ritualul pe care vi-l propun pentru acest moment. Țineți minte la eclipsa penumbrială de lună în Gemeni din 30 noiembrie. Nu v-am propus ritual, dar am spus să stați, să stați cu voi și cu această ocazie, aceste eclipse, este foarte important să fim ancorați, repet, ca să învățăm acest lucru, să fim ancorați în prezent, da? Să fim aici, prezenți, pentru a primi mesajele, da? Pentru a putea să recepționăm toate aceste mesaje și a putea să decodificăm cât mai multe informații. Dar vă propun un ritual, fiindcă Mercur este conjunct cu această eclipsă și în același timp este conjunct și cu nodul sud și se pot downloada niște informații și atunci dacă se pot downloada niște informații valoroase, haideți să vedem cum putem să, creăm cadrul pentru ca aceste informații să se downloadeze într-un cadru sigur, într-un cadru curat, să fie totul curat, să fie totul pregătit, astfel încât să avem o rată de succes mult mai mare pentru a primi aceste informații. Ritualul acesta pentru, pentru propus de mine este, este foarte simplu. Am încercat să, să fac un, un ritual cât mai simplu. Și de ce avem nevoie? În primul rând, avem nevoie pentru acest ritual, avem nevoie de 5 lumânări, deci ziua eclipsei este ziua de 14, am mai vorbit acest lucru în prima filmare, este o zi de temperanță și atunci vom folosi energia numărului 5. Vom folosi 5 lumânări, energia de foc, ne conectăm la energia săgetătorului. Vom folosi un jurnal, pe care îl aveți, o agendă pentru a scrie, feedback-ul, a scrie impresiile, a scrie tot ceea ce, mesajele care, care pot să vă vină după ce terminați acest ritual. Aveți nevoie, bineînțeles, de un pix. Mai aveți nevoie de 5 col de hârtie format A4. Mai aveți nevoie de o frunză de dafin sau mai multe frunze de dafin. De fapt, cred că aveți nevoie, haideți să, să folosim 5 frunze de dafin, da? Să folosim câte o frunză de dafin pentru fiecare lumânare. O să vă explic de ce. Și mai avem nevoie și de niște creioane colorate. Acesta este arsenalul din dotare. Și haideți să vedem cum se poate desfășura acest ritual. Prima dată
creăm și curățăm, deci curățăm spațiul pe care îl avem și creăm un spațiu sacru. Deci spațiul în care facem ritualul, e bine să fim singuri, e bine să fim numai noi, să nu avem televizorul deschis, să nu vină persoane să ne întrerupă, da? Ca să putem să ne creăm acest să curățăm spațiul existent și să ne creăm un spațiu sacru. De ce creăm acest spațiu sacru? Fiindcă în acest spațiu sacru informațiile vor veni nealterate, da? Vor veni informații corecte și informații foarte clare pe care putem să le înțelegem mai ușor. De asemenea, această curățare, crearea, mai vorbit în mai multe videouri, le faceți cu tămâie, le faceți cu lemn de palosanto, le faceți cu vaporizator cu uleiuri esențiale, da? Cu foi de dafin, cu bețigașe parfumate. Deci ce aveți în dotare, da? După aceea vă curățați și voi la fel tot cu același, cu ce aveți în dotare din arsenalul vostru. Deci punctul numărul 2, vă curățați voi. Punctul numărul 3, faceți ritualul de împământare. De ce este important acest ritual de împământare? Fiindcă avem această energie a săgetătorului, care este puternică. Și săgetătorul, avându-l guvernator pe Jupiter, mai ales că este în Capricorn, în fine, aproape de gradul anaretic, se poate exprima și el destul de confuz, da? Destul de neobișnuit, putem să ne ducem, da? Să ne ducem așa, repede, repede în alte zone și este bine să rămânem aici, să rămânem împământați. Și ca să rămânem împământați, putem folosi cristale de împământare sau putem să folosim diferite esențe, da? Acum o să revenim la, o să vă spun imediat ce puteți să folosiți. De ce este necesară această împământare, da? În primul rând, ca să nu plecăm în alte zone, să nu fugim așa, să ne ducem. În același timp, după cum știți, trăim într-o lume plină cu radiații, da? Unde electromagnetice, radiații din acestea, unde 5G, 4G, emise de toate device-urile cu care lucrăm, cu laptop, cu tabletă, cu telefoane, cu televizoare, da? De asemenea, trăim în case cu pereți de beton sau suntem luminați de această lumină a neoanelor, da? În același timp, ego-ul nostru este destul de puternic, a fost foarte puternic. Acum, în ultimul an, am experimentat un alt fel de ego, s-a mai polișat, s-a mai schimbat, a devenit mai constructiv și efectiv putem să uităm lucrurile simple, cum ar fi să ne conectăm la emoțiile noastre. Și de asemenea și acest lucru l-am experimentat în ultimul an, încât am valorizat, spre exemplu, cât de mult valorează, cât de mult înseamnă pentru noi o simplă îmbrățișare. În general, suntem obișnuiți să trecem toate aceste emoții prin filtrul minții noastre, să ne punem întrebări, să vedem, e logic, nu e logic, am înțeles, nu am înțeles și să nu simțim. Și tocmai de aceea pot să apară boli, pot să apară frici, anxietate, putem să fim lipsiți de energia vitală, putem să avem griji și de fapt rezultatul final este pierderea acestei conexiuni cu energia pământului și de aceea avem nevoie să ne și împământăm. Să ne împământăm, să ne conectăm la Gaia, la mama Gaia, la mama Pământ. Ce se întâmplă când suntem în conexiune directă cu Pământul? Practic are loc acest transfer, transferul de electroni liberi între țesuturile noastre și Pământ și se menține efectiv un corp, corpul nostru la același potențial
electric negativ ca al Pământului. Deci suntem în armonie, suntem în vibrație cu energia Pământului. Ne împământăm, ne conectăm la energia Mamei Pământ și ne echilibrăm aceste dezechilibre. Și dacă facem această împământare, putem să trăim o altă viață, durerile se atenuează, devenim mult mai centrați, mult mai echilibrați, putem dormi mai bine, suntem prezenți în viața noastră, recăpătăm controlul asupra vieții noastre, avem această forță, nu mai suntem devitalizați, avem forță, avem putere de a da piept cu provocările, da, și a nu ne mai băga capul în nisip ca struțul. Și tocmai de aceea facem și noi în ritualurile noastre, este important să facem acest ritual de împământare. Ritualul de împământare, simțim cum din tălpile noastre încep să crească ramuri, da, care se duc încet, da, către Mama Pământ și ajung în acel regat îndepărtat al cristalelor. Deci simțim această energie care ne împământează, efectiv ne leagă de pământ. Ce cristale putem să folosim pentru împământare? Putem să folosim hematitul, putem să folosim magnetitul, obsidianul, foarte, foarte, se poate folosi foarte bine, turmalina neagră sau onixul negru sau cuarțul fumuriu. Ce pot eu să vă arăt de aici este obsidianul meu. Deci acesta este obsidianul meu, este un obsidian foarte, foarte special pe care l-am în altarul meu, da, și pe care îl voi folosi în acest ritual de împământare, da. Alături de cristale pentru împământare sau separat, puteți să folosiți aceste esențe, Fi Essences, despre care am vorbit în filmarea pe care am făcut-o alături de Nicoleta Georgescu, psiholog și terapeut HLT, și avem aici această esență de hematit, am vorbit despre hematit, cristal, dar dacă nu aveți cristalul, puteți să folosiți și această esență de hematit care vă împământează, da? Puteți să puneți o picătură într-un pahar cu apă și să aveți niște dischete foarte mici, aceste dischete puteți să le puneți în papuci sau să le puneți în pantofi și să vă ajute să vă împământați cu ocazia acestui moment. Și de asemenea mai avem aici, puteți să folosiți acest Energetic Stability, da? Energetic Stability este și esență, eu am aici acest pendul minunat, da, cu Energetic Stability, care va fi alături de mine, da? Va fi alături de mine cu ocazia acestui ritual, oricum îl port, a devenit de nedespărțit. Este foarte special pentru mine. Deci puteți să folosiți și aceste esențe. Ce mai trebuie să facem înainte de a începe acest ritual? Să ne conectăm cu energia ghizilor noștri spirituale, arhangheli, îngeri, călăuze divine care ne ghidează și care ne ajută în acest ritual. Deci am spus ce avem nevoie pentru acest ritual, am spus că avem nevoie de cele 5 lumânări, da? Vă propun pentru acest ritual să răspundeți la 5 întrebări. Aceste întrebări sunt propuse, da, de mine. Vă reamintesc că voi puteți, în funcție de temele voastre de viață, în funcție de marcajul eclipsei, să vă customizați alte întrebări. Singura recomandare pe care vă fac este să avem 5 întrebări pentru a fi în energia aceasta a zilei de 5. Și care sunt aceste 5 întrebări? Prima întrebare: ce am avut curaj să fac în acest an?
Deci ce am avut curaj să fac în acest an? A doua întrebare. Ce convingeri am schimbat în acest an? A treia întrebare. Ce aș fi schimbat din experiențele din trecut cu mintea mea de acum? A patra întrebare. Ce dorință arzătoare am acum la momentul eclipsei? Și a cincea întrebare. Ce intenție îmi setez pentru noul an 2021? După cum vedeți, avem trei întrebări care ne conectează la trecut. Da? De ce? Fiindcă în Săgetător avem nodul sud. Avem nodul sud în Săgetător. Avem aceste lecții karmice care vin la pachet. Lecții pe care nu ni le-am făcut, nu le-am învățat și este nevoie să facem acest proces de conștientizare, da? Să vedem ce am avut curajul să facem în acest an, unde am avut curajul să acționăm, ce convingere am schimbat și ce am fi schimbat din experiențele din trecut cu mintea noastră de acum. A patra întrebare este ancorată în prezent. Adică care este dorința acum pe care o am arzătoare în momentul acesta al eclipsei? Iar a cincea întrebare este întrebarea pentru viitor, ce intenție îmi setez pentru noul an 2021? Și cum facem acest ritual? Am spus, deci luăm din cele cinci lumânări, luăm prima lumânare, luăm o lumânare, o aprindem, citim cu glas tare prima întrebare, da? De exemplu, luăm această lumânare, de exemplu, eu am aici o lumânare, da? Am această lumânare și citesc cu glas tare prima întrebare. Ce am avut curaj să fac în acest an? Deci ce am avut curaj să fac în acest an? Da? De ce citim cu glas tare? Citim cu glas tare ca să și auzim. Da? Să și auzim ceea ce ne-am întrebat. Este o comunicare pe care o avem cu sufletul nostru. Este o comunicare pe care o avem cu spiritul nostru. După aceea, nu numai că citim această întrebare, o vom scrie pe o coală de hârtie. Deci luăm o coală de hârtie, o coală de hârtie A4, da? Și vom scrie această întrebare pe coala de hârtie A4 și după aceea, imediat, scriem răspunsul. Deci stăm puțin. Dacă aveți nevoie să vă conectați, dacă aveți nevoie de să primiți mesaje, stați puțin, vă conectați cu ghizii voștri și după aceea începeți să scrieți. Cu pixul pe hârtie începeți să scrieți tot ce vă vine în minte, fără a ridica pixul de pe coala de hârtie. Am făcut un experiment la unul din cursurile Ramonei Popescu, a fost un experiment foarte, foarte interesant și chiar vă recomand să faceți și voi acest experiment. Dacă nu știți ce să scrieți sau nu aveți chef să scrieți, nu mai e ceva care vă blochează, scrieți nu știu ce să scriu, dar în continuu trebuie să scrieți. Deci gândurile voastre vin și atunci dacă aveți o pauză de gândire, scrieți nu știu ce să scriu. Dați voie minții voastre să se dezlănțuie, să se descătușeze și creați acest context ca să se exprime libere, fără restricții. Și în final, deci după ce scrieți tot ce aveți de scris, ați pus pixul jos și în final, cu creioanele colorate, desenați un simbol, marcați pe această coală de hârtie, da? Marcați pe această coală de hârtie, marcați un simbol care vă vine în minte și care poate are legătură cu întrebarea. Scrieți data, deci data în care faceți ritualul, nu trebuie să fie neapărat data eclipsei, puteți să faceți cu 2 zile înainte de eclipsă, puteți să faceți cu 2 zile după eclipsă acest ritual, dar scrieți data și în același timp vă scrieți și numele vostru. De ce? Fiindcă Universul trebuie să știe cine răspunde la aceste întrebări și să vă asumați această responsabilitate de a răspunde la aceste întrebări.
Împăturiți această hârtie, deci o împăturiți frumos. După ce o împăturiți, luați o foaie de dafin, o aprindeți de la lumânarea pe care ați folosit-o pentru această întrebare, da, și faceți ca un ritual de descântec, da, aprindeți această foaie și lăsați-o să ardă astfel încât să impregneze această hârtie cu mirosul ei, fiindcă foaia de dafin este și ea foarte bună pentru a ne ajuta să mai curățăm din lucruri. Și după ce împăturim această hârtie, o lăsăm acolo. Începem cu lumânarea numărul 2. Deci luăm lumânarea numărul 2, întrebarea numărul 2, scriem ce avem de scris, împăturim hârtia, folosim foaia de dafin și, după aceea o punem deoparte. Deci vom avea cele 5 întrebări, pentru fiecare din cele 5 întrebări vom avea acest mic ritual, da? Mic ritual în care la final vom avea 5 hârtii format A4 împăturite, da? Astfel încât să puteți să păstrați aceste bilețele. Deci împăturirea hârtiei, da, da, se poate, trebuie să o faceți astfel încât să rezulte, să spun așa, să rezulte un format cât mai mic. Dacă aveți așa ceva sau așa ceva, da, dacă puteți și mai mic puteți, și dacă aveți și un șnuruleț, da, puteți ca să legați și acest șnuruleț. Deci faceți acest ritual. Și după ce faceți acest ritual, ce faceți cu aceste hârtii? Aceste 5, acum nu mai sunt hârtii, sunt hârtii împăturite, da? Aceste 5 hârtii împăturite, le veți păstra, le veți pune bine într-o cutie, vă veți pune un reminder și le veți păstra până în data de 10 iunie 2021, la următoarea eclipsă de soare în Gemeni. De data aceasta este o eclipsă de soare în Gemeni, este o eclipsă inelară de soare și veți păstra aceste hârtii, le veți, atunci la acea eclipsă le veți despături, da? Și veți mai citi încă o dată ce ați scris, fiindcă cu siguranță ceea ce ați scris va avea un cu totul și cu totul alt înțeles pentru voi după 6 luni. Da, după 6 luni de la data la care ați creat, să spun așa, cele șase bilețele împăturite. Da? Deci este un ritual care vă conectează cu energia focului, vă conectează cu tot ceea ce ține de conștientizare, această modalitate de a scrie ghidată de spirit, ghidată de călăuzele voastre, și în același timp lucrează, deci vă dați voie ca această energie să lucreze. Acesta este ritualul pe care vi l-am propus. Puteți să găsiți orice alte modalități sau orice alte variante. Ce mai vreau să mai adaug, să nu uitați, niciodată să nu uitați, după ce închideți ritualul, mulțumiți cu recunoștință arhanghelilor, îngerilor, ghizilor voștri spirituali, călăuzelor voastre de bine, fiindcă au fost alături de voi și v-au ghidat pentru acest moment puternic. Și, repet, acest ritual nu e bătut în cuie, puteți să-l faceți cum vreți voi, da? Puteți să deschideți aceste bilețele împăturite, puteți să le deschideți după o lună. Puteți să le deschideți în fiecare lună până la eclipsa de soare din Gemeni. Deci sunt N opțiuni. Vă las vouă această,
această invitație către creativitate, această invitație către conectare, către conectare, de fapt este ce este benefic pentru voi, este să scoateți din voi aceste informații, ținând cont că Mercur este în conjuncție cu eclipsa, ținând cont că acolo avem și nodul sud, sigur, sigur primiți informații și atunci le scoateți din voi prin această modalitate de a scrie, de a scrie aceste mesaje de la sufletul vostru pentru voi. Noi ne vedem pe pagina mea de internet lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook Astrolog Luminița Aristea și aici pe canalul de YouTube Astrolog Luminița Aristea, unde dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră, apăsați butonul subscribe și sunteți aici alături de noi. Nu uitați de concurs, nu uitați de concurs și nu uitați de live-ul din data de 14, ziua eclipsei, la ora 21, când vom extrage în direct câștigătorii acestui concurs. Toate cele bune și să ne revedem cu bine!